Vă salut, stimați prieteni! Astăzi, pe masa de lucru, am primit acest mixer de la Dynacord seria 3, care a venit la o curățare, la o profilactică, însă mai persistă și așa o problemă ca cum ar fi. Deci, iată, se aude. Problema fiind în potențiometrele de la master. În rest, urmează să testăm fiecare canal în parte pentru a constata funcționalitatea și apoi procedem la demontare și curățare. Am înlăturat plăcile de pe cărcasul mixerului și observăm praful care s-a depus pe această parte exterioară a mixerului și murdăria acumulată de ani de zile pe la evenimente. Așa, deci mai complicat este pe primele canale, aici unde mai des s-a reglat sunetul. Am demontat acest mixer de la Dynacord 3, care a fost adus la noi la o profilactică, totodată și avem să înlocuim potențiometrul de volum de pe master. Pentru proprietar, dovada necurățării și murdării care este în interior se vede în aceste imagini și acest filmuleț care noi chiar acum îl înregistrăm. Așa, deci este dezastru. Absolut. Absolut este dezastru. Urme de lichid de la moment nu se observă. Așa, partea de mixer și aici avem partea de amplificator prăfuită care urmează a fi demontat. Avem și interiorul amplificatorului sau a mixerului, mai bine zis, respectiv se vede praful prezent, oricum nu este atât de ieșit din comun în comparație cu alte mixere, dar oricum avem de lucru. Praful este prezent peste tot, care poate cauza defecte, care deja am întâlnit astfel de probleme din cauza prafului. Așa. Încetul cu încetul ne apropiem de final, deci mixerul, mai bine zis partea de mixer, a fost curățată absolut la cel mai înalt nivel. Am extras potențiometrele de volum comune de pe master, care erau defecte, și urmează a fi înlocuite cu altele originale, primite direct de la producător. Așa. Încerc cumva să extrag unul din el să vă prezint cum arată această piesă originală. Deci iată așa. Este original Japonia. Așa, numai că nu se vede. Da, deci iată. În fine. Japonia, da? Care va fi montat aici. Două piesulițe le avem aici. Deci doritorii care mai aveți probleme cu potențiometrul de volum, vă putem ajuta. Avem disponibile încă 20 de bucăți. Revenim. Suntem la etapa finală. Deci am înlocuit potențiometrele de master, după cum și vă spuneam, s-au înlocuit cu altele originale. Plăcile au fost bine curățate, după cum se și vede. Așa. Și urmează să asamblăm partea de sus a mixerului. Aici avem placa cu amplificatorul care deja a fost pregătită, curățată, ventilatoarele la fel. Așa, urmează să asamblăm și partea de amplificator. Am curățit și aici această bucată de metal care servește drept ecran de protecție împotriva câmpurilor magnetice formate de către amplificator, să nu pătrundă către mixer, să fie distorsiuni. Deci, iată așa am pregătit. Urmează mixerul. Stimați prieteni, suntem la finele acestei lucrări unde s-a restaurat
În totalmente acest mixer de la din acord 3, care pentru început a fost curățat bine, toate plăcile, cât și amplificatorul, ventilatoare, muniere, toate părțile absolut. Și în final am constatat defectul cu care a venit la noi, fiind problema în potențiometrele de volum de la master, care au fost înlocuite cu altele originale și, după cum observați, a dispărut. Au dispărut acele distorsiuni. Deci s-a lucrat foarte mult asupra acestui mixer, care nu a fost curățat niciodată. Și noi l-am adus așa la o stare ideală de funcționare. Iată, avem și spatele curățat totul bine, ventilatoarele curățate, unse, pregătite, munierele absolut tot s-a făcut o lucrare la cea mai înaltă calitate și cel mai înalt nivel. Cu asta încheiem acest filmuleț și mai facem fericiți încă un proprietar. Sănătate și numai bine tuturor!